Iubiți lucrurile de sus. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2, citim: Iubiți lucrurile de sus, nu cele de pe pământ. Când poporul lui Dumnezeu își ia ochii de la lucrurile acestei lumi și îi ațintește la cer și la lucrurile cerești, va fi un popor deosebit, deoarece va vedea harul, bunătatea și compasiunea pe care Dumnezeu le arată față de copiii oamenilor. Iubirea lui va cere un răspuns de la ei, iar viețile lor vor arăta celor din jur că Duhul lui Dumnezeu îi stăpânește și că ei iubesc lucrurile de sus și nu cele de pe pământ. Când ne gândim la cer, s-ar putea să ne folosim la maxim imaginația și să avem cele mai înalte gânduri pe care suntem în stare să le gândim. Însă mintea va obosi în efortul de a cuprinde lățimea, adâncimea și înălțimea subiectului. Este imposibil să cuprindem cu mintea temele mărețe ale veșniciei. Este imposibil ca măcar să facem un efort pentru a înțelege aceste lucruri, fără ca acel efort să nu influențeze cu totul caracterul nostru spre bine și să aibă un efect înălțător asupra minții noastre. Când ne gândim cum a venit Hristos în lumea noastră ca să moară pentru omul căzut, înțelegem ceva din prețul ce a fost plătit pentru mântuirea noastră și realizăm că nu există bunătate sau măreție adevărată separat de Dumnezeu. Numai în lumina ce strălucește de la crucea Calvarului putem ști la ce adâncim de nelegiuire și degradare a căzut omenirea prin păcat. Numai prin lungimea lanțului lăsat în jos din cer spre a ne ridica, putem cunoaște adâncimile la care ne-am scufundat. Numai privind la realitățile nevăzute, putem noi înțelege ceva din tema minunată a mântuirii. Suntem aproape acasă. În curând vom auzi glasul Mântuitorului mai plăcut decât orice muzică, spunând: lupta s-a încheiat. Intră în bucuria Domnului tău. Binecuvântată, binecuvântată rostire! Vreau să o audă pe buzele sale nemuritoare. Vreau să-L laud, vreau să-L onorez pe Cel care stă pe tron. Vreau ca glasul meu să sune și să răsune prin curțile cerului. Vei fi și tu acolo? Dumnezeu să ne ajute și să ne umple cu toată plinătatea și puterea, și atunci putem gusta din bucuriile lumii ce va veni. Amin.